Mai sunt 2 săptămâni până la Paști, iar site-urile de specialitate sunt deja pline cu anunțuri pentru vânzarea mieilor. Ciobanii și-au fotografiat cât mai frumos mieluții și i-au urcat imediat pe internet, așteptând să fie contactați de clienții virtuali. Negocierea se face direct la telefon, iar clientul poate să meargă la stână de unde să-și aleagă animalul sau îl poate comanda direct acasă. Ce rasă de miei aveți? Ciurcană de-a noastră românească. Și cum îi vindeți? În viu sau la kilogram? Păi dau și în viu. La ce preț pe kilograme aveți dumneavoastră? 12 lei în viu. Și din ce zonă sunteți? Din la Ursaș. Deși ciobanii sunt dispuși la negocierea prețului, gorjenii sunt reticenți când vine vorba de a cumpăra carne de miel pe internet. Ați fi interesat să vă luați mielul de Paște sau, eu știu, un kilogram, două de carne de pe internet? Nu, sigur că nu. Mai bine să știu exact de unde au sursă sigură. N-aș cumpăra așa ceva. Ce părere aveți despre vânzarea asta de miei pe internet? Nu e prea bine. Mai bine să vândă în hală, nu pe internet. Să știi ce cumperi. Nu îl luăm, că n-avem cu ce. Dar de vânzările pe internet ce spune? Nu știm. Anul acesta, prețurile la carne de miel oscilează între 12 și 16 lei kilogramul în viu, iar cea tranșată va fi în jur de 23 de lei, cu 10% mai mult ca anul trecut.